Bună seara, stimați prieteni și neprieteni, trecem de zor la treabă, cu atât mai mult că am multe să vă spun astăzi. Așa cum am anunțat și în clipul meu publicitar înainte de emisiune, o să pornesc cu trei chestiuni importante care am să vă le spun la început, urmând ca să trec să vă răspund la întrebările noastre. Luna august n-a fost tratată niciodată de Plahotniuc ca să facă lucruri ascunse și lucruri pe care le poate pune la adăpostul concediilor acestui sezon estival, când lumea stă mai mult pe plajă și are alte treburi decât se preocupe de treburile statului. Și această lună, luna august din anul ăsta, tot n-a fost trecută fără treabă cu el. Deci, de-aia eu și-am vorbit altă dată că în luna august altă lume ca și-a putut permite să meargă la odihnă, să stea cu familiile și chiar am spus o notă critică pentru oamenii publici care sunt angajați într-un proces aproape revoluționar, așa cum a fost declarat el astă primăvară, că nu este foarte bine sau nu a fost foarte bine ca în această lună să rămână să muncească numai ei într-un răul Republicii Moldova. Eu am auzit în ultimul timp și la mine a ajuns informație, eu încerc întotdeauna informația să o strecur, să o pun la îndoială, să mă mai informez și din altă parte. În ultimul timp, în ultima săptămână în special, s-a vorbit foarte mult despre faptul că Plahotniuc ar căuta ieșiri spre Moscova pentru că încearcă să deturneze, temându-se de justiția europeană, să deturneze cursul european al Republicii Moldova și să o pornească spre stânga, spre niște formațiuni de stânga și așa mai departe. Eu pun la îndoială această informație, chiar dacă știu că Plahotniuc întotdeauna a încercat să intre în grația lui Putin și altora de la Moscova. O pun la îndoială însă din alt motiv. Eu cred că Plahotniuc nu poate juca geopolitic. Nu poate. Deci eu cred că omul ăsta cu toate abilitățile lui criminale de a controla mai multe sectoare ale Republicii Moldova nu are viziune asupra lucrurilor și nu are capacități să poată influența oameni politici, chiar și de la Moscova, chiar dacă și acolo lucrurile sunt foarte apropiate de zonele criminale la Moscova. Deci eu nu cred că Plahotniuc are capacitatea să negocieze sau să se infiltreze la nivel geopolitic și la nivel politic în general pentru structuri politice de la Moscova. Cu atât mai mult că el s-a comportat nu ca un spion sau ca un, știu eu, ceva mai mare, de calibru mai mare, ci s-a comportat ca un simplu golan atunci când l-a tras pe sfoară pe Narîșchin odată. L-a folosit, dacă țineți minte, și pe Ghimpo, într-o acțiune în care Narîșchin a venit să negocieze între Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor. Asta se întâmpla în 2011, când ei făceau puterea în Republica Moldova, atunci pentru a face presiune asupra lui Filat, care atunci încă era puternic, ca pe urmă să-l tragă pe sfoară pe Narîșchin, el să plece la Moscova. Eu de ce spun chestia asta? Pentru că și Voronin, care în mod sigur era de un calibru mai mare decât Plahotniuc, Voronin, care avea cel puțin statura unui om sovietic care a fost prin structurile puterii sovietice și era mai juncționat, era mai ancorat în ceea ce este nomenclatura sovietică de altă dată, avea niște relații printre cei mai în vârstă la Moscova, generali, veterani, nu știu care și așa mai departe. Și atunci când Voronin a făcut un act de sfidare a lui Putin, chestia asta nu i s-a mai iertat niciodată. Nu din cauza că Moscova n-ar vrea să joace subtil sau că n-ar avea interes în Republica Moldova, ci pentru că orgoliile geopolitice la Moscova sunt cu totul altele și mentalitatea este cu totul alta. Eu, în legătură cu acest lucru, dacă vorbim acum despre situația Republicii Moldova și geopolitica, în care în ultimul timp eu nu prea am vorbit, dar țineți minte că am făcut campanii întregi, mai ales atunci după ce s-a început războiul din Ucraina, pe care, deci, țineți minte toată perioada aceea în 2014, când eu eram îngrijorat de situația Ucrainei și când am făcut campanii întregi de ostracizare, de încercare de a sensibiliza publicul din Republica Moldova asupra pericolului rusesc. Țineți minte că v-am spus cum ofițeri ruși treceau prin vama aeroportului Chișinău și mergeau la Tiraspol. Ăștia s-au făcut mult timp că n-aud și tocmai pe urmă SIS-ul de aici a început să acționeze cumva. Eu, în legătură cu acest lucru, mi-am amintit de acest lucru pentru că
Astăzi este o zi semnificativă, astăzi este ziua de 19 august și unii întregi generații această zi nu-i vorbește nimic. Noi, cel puțin generația mea, am trăit o stare de groază în ziua de 19 august 1991, atunci când la Moscova a fost declarat un puci și când cel puțin câteva ore lumea a fost într-o derută totală, speriință de faptul că acest puci va reuși și mai departe. A fost o farsă. Astăzi chiar am reușit să mă uit pe niște secvențe de 24 de ani în urmă și m-am regăsit și pe mine în tumultul acelor evenimente. Eu atunci eram șef adjunct al administrației locale la sudul Moldovei și în câteva ore am organizat o armată de 1000 de oameni cu care am venit la Chișinău și am ocupat locul din spatele actualei președinții, atunci era Parlamentul Republicii Moldova și am stat 3 zile acolo, am plecat victorios acasă pentru că tancurile de la Tiraspol așa și n-au mai ajuns la Chișinău. Deci eu am trăit acele evenimente de o intensitate puternică atunci și am fost unul din participanții direct și vreau să vă asigur că cei care mă știu pe mine în acea perioadă și cei care ar vrea acum să le cunoască, eu n-am fost un observator pasiv la acele evenimente, ci am fost unul foarte activ, ca de altfel și în toate celelalte evenimente politice care s-au produs în Republica Moldova, n-au trecut pe lângă mine. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că noi în zilele puciului de la Moscova trăiam aceeași stare, trăiam o comuniune de sentimente cu liderii de la Moscova, cu Yeltsin și cu toată echipa lui. Deci noi ne-am considerat pentru câteva zile aliați puternici și că suntem pe aceeași parte a baricadei, ca după asta Yeltsin și toată conducerea de la Moscova doar în câteva zile să redevină dușmanii noștri, să declare dușmanii noștri. Eu vă amintesc în acest sens că atunci conducerea de la Tiraspol în frunte cu Smirnov au reușit să-și trădeze adevărata esență și să fie cu puciștii, nu cu noua conducere a Rusiei, cu Yeltsin. Bine, și la Chișinău au fost din ăștia, Casanghele, în mare parte, și alți conducători de atunci au fost ezitanți, s-au speriat, își căutau biletele de partid să meargă să plătească cotizațiile, încercau să-și amintească unde au sfidat puterea sovietică și Partidul Comuniștilor. A fost deruta asta ca repede să-și revină și imediat să bată cu cărămida în piept că sunt eroi și așa mai departe. Țineți minte chestia asta, că eu am vorbit despre lucrul ăsta, că Republica Moldova prin elita de atunci a fost foarte ezitantă și așa cum vă spuneam, noua conducere a Rusiei de atunci, Yeltsin și ceilalți care noi vedeam pe aceeași parte a baricadei, împreună am avut aceeași comuniune de sentimente împotriva puciștilor și așa mai departe, ei foarte rapid au trecut să fie cei care erau dintotdeauna, adică anticomuniști, de exemplu, da, imperialiști, și iluziile de la Chișinău că poți prieteni cu rușii și că ei te vor sprijini, pentru că în așa fel a ajuns conducerea de la Chișinău să aibă curajul să-l aresteze pe Smirnov, ca după asta să sune el să-și spune: dar voi ce, v-ați dus cu capul? Dați-i drumul lui Smirnov, pentru că democrația și atunci în Rusia se termina acolo unde se termina hotarul Rusiei. Mai departe era numai imperialism și dorințe de a domina, și asta s-a întâmplat întotdeauna. Tocmai din această cauză, eu vă spuneam întotdeauna, noi, cei de la Chișinău, trăim o iluzie groaznică atunci când ni se pare că cu Moscova poți prieteni în condiții de prietenie, mutuală. Este imposibil. Nici Dodon, nici Greceanei, nici Usatei, nici nimeni absolut nu vor reuși vreodată să fie primiți la Moscova ca și parteneri egali, cu atât mai mult Plahotniu. Cu atât mai mult Plahotniu. Și eu încerc prin asta să vă sesizez asupra faptului că un criminal ca Plahotniu, chiar dacă sunt criminali și în Rusia, nu cred că poate avea succes într-o relație cu cei de la Moscova. Mai am un argument în susținerea tezii pe care vă spun acum. Pentru ce ar trebui lui Plahotniu să facă acum treceri spre Dodon și Usatei, când Filat și Ghimpu sunt pasagerii lui cei mai docili?
El pasager de ăștia, cum îl are pe Ghimpu, și Filat n-a avut de mult. Atât de ascultător și atât de umil în fața lui. Credeți-mă, vă rog, și o să vă convingeți de lucrul ăsta. Lui Plahotniuc nu i-ar trebui la ora actuală să se înțeleagă cu Dodon, care are intrare la Moscova și care ar putea fi folosit. Ba mai mult decât atât, eu sunt sigur că Plahotniuc cunoaște experiența lui Voronin. Că Voronin de ce a ajuns în conflict cu Moscova? Nu pentru că el ar fi fost antirus, Doamne ferește, el gândește ca rusul, cred că este rus și așa mai departe. Dar de ce a ajuns? De atâta că Moscova, după ce îl sprijinise pe Voronin și când Voronin îi spărea că Moscova nu trebuie să mai aibă alți aliați decât el, nu trebuia să aibă aliați în persoana lui Smirnov, în persoana lui Păsat, Moscova i-a păstrat și pe Smirnov și pe Păsat. Și îi puneau pe picior de egalitate. Deci când Voronin s-a prins de chestia asta, a început să aibă atitudini personale negative față de Putin, față de alții care îl sfidau, care l-au lăsat, iertați-mă de expresie neromânească, l-au lăsat smatreașii pe Păsat la Chișinău și Păsat îl sfida, îi pusese microfoane prin toată președinția și tot așa. Nu ajunge Plahotniuc să intre în grația Moscova, indiferent, vă spun, absolut indiferent de ce planuri ar avea Moscova pentru Chișinău. Absolut indiferent de ce planuri avea Moscova pentru Chișinău, nu reușește să intre în grația lor. Iar eu de ce vă spun lucrurile astea? Că eu mă tem că atâta timp cât noi am fi preocupați de planurile geostrategice a lui Plahotniuc, să nu ne pomenim într-o bună zi că rămânem fără nimic în țara asta. Eu știu sigur și v-am spus și altă dată, preocuparea mare a lui Plahotniuc este la ora actuală cum să aducă tot ceea ce a furat el în Republica Moldova la un singur buton. Astfel, el acum în aceste condiții de sărăcie maximă și de sărăcire în continuare va controla prin poșta Moldovei tot ceea ce este acumulări de bani la trezorerie și ducerea acestor bani către cetățeni. Deci în sărăcie asta Plahotniuc va controla cu structuri bine puse la punct toată trezoreria din Republica Moldova, toate acumulările la bugetul Republicii Moldova și toată distribuirea acestor mijloace financiare către cetățeni. Că-s mai puțini bani, asta nu vine în capul lui acum. Deci el va avea controlul direct asupra tuturor fluxurilor financiare. Aici e marele pericol. Cu asta s-a ocupat el în luna august, atâta timp cât transmitea la Publica TV cum duce tricolorul prin toate primăriile din Republica Moldova. Aici e marele pericol. Și Plahotniuc a reușit să plaseze în față păpușele, el stând în spate și trecând sforurile din spate. Credeți-mă, vă rog, Plahotniuc a acționat întotdeauna banditește și local. A reușit să-și subordoneze majoritatea oamenilor mai răsăriți din societatea asta. Eu, când vă spun lucrurile astea, vă le spun cu sentimentul că situația din mai, când lumea a demonstrat un spirit protestatar foarte puternic și până în ziua de astăzi, situația asta s-a schimbat. Nu s-a schimbat paradigma economică, am rămas în aceeași paradigmă economică, la fel controlate toate instituțiile, dar pentru omul simplu și pentru cei ce se sizează el, s-au schimbat foarte multe lucruri. Din această cauză, eu am avut o emisiune, acum două emisiuni în urmă, în care am atenționat asupra intangibililor pentru critică celor de la platforma, da, am încercat să-i sesizez asupra faptului că este inadmisibil ca un protest social să-l tândălește atât de mult. Amintiți-vă că atunci când lumea a ieșit în stradă, în luna mai, partidul lui Filat și partidul lui Plahotniuc erau în alianță cu comuniștii. Și chiar dacă spuneau că au un guvern minoritar, toată lumea sesiza că ăștia au făcut alianță cu comuniștii. Primul miting care s-a făcut încă în luna februarie, în care au ieșit niște tineri, strigau jos comuniștii. Deci acei tineri care au ieșit în stradă atunci în piața Marea Adunării Naționale și au adunat vreo 300 de oameni, ei au ieșit cu sentimentul că au scăpat forțele pro-europene în mâna comuniștilor. Asta era primul miting.
Apropo, este o chestie comică cu primul meeting atunci. Eu m-am dus cu megafonul, am încercat un pic să îndrept situația pentru că tinerii erau încă destul de timizi, erau majoritatea parte, nu, deci erau așa un pic de derută că majoritatea dintre dânșii erau de la Tinerii Moldovei, o organizație mai pro-românească, care a avut mai mult manifestări în ce ține de unirea Republicii Moldova cu România. Aici erau într-un protest politic angajați în așa. Deci partea comică este că eu, fără să vreau, am ajuns într-un conflict cu acei tineri. Parte din ei, sau nu știu dacă parte, unul cel puțin dintre ei care era liderul atunci la Tinerii Moldovei, acum este la platforma DA și băiatul ăsta a fost foarte crâncen. Deci ei au publicat după asta că eu am spus într-o emisiune de-a mea că tinerii aceia erau ca vaca pe gheață. Ei s-au supărat pe mine, eu mi-am cerut iertare de la dânșii pentru că am văzut că s-au ofensat, deși nu prea am înțeles de ce s-au ofensat. Ca pe urmă să văd acum, când s-a pornit confruntarea asta, să văd că tânărul ăla scrie: domnul Mocanu ne-a numit vaci. Când am spus ca vaca pe gheață, ei au înțeles că eu i-am numit vaci. Ori eu nici nu m-am gândit la chestia asta, pentru că eu credeam că dacă ei se autoidentifică ca români, ar trebui să știe și românește, pentru că expresia idiomatică ca vaca pe gheață nu înseamnă vacă. Expresia idiomatică ca vaca pe gheață înseamnă nesigur. La fel cum expresia idiomatică ca musca la arat nu înseamnă nici muscă și nici nu se presupune bou, la fel nici asta nu înseamnă vacă. Acolo ca musca la arat înseamnă ca un om leneș, așa cam cum ar fi acum Filat la guvernare sau nu știu cine, sau Ghimpu chiar. Pentru că de fapt toată guvernarea asta este o crimă în mâna lui Plahotniuc și nimic mai mult. Deci am făcut această abatere ca să vă spun cum adeseori se creează conflict între noi, câteodată chiar din necunoașterea exactă a limbii române, probabil, pentru că eu am mai folosit expresii idiomatice, mie îmi place să folosesc și ironia și metafora, și pentru că astea toate sunt unelte ale artei oratorice și a transmiterii mesajului către oameni. Că dacă mesajul ăsta n-ar fi șambalat frumos, lingvistic, și n-ar avea metafore, figuri de stil, atunci mai greu ajungi până la oameni. Asta e ca o mâncare pe care o dai nesărată, nepipărată și tot așa. Și eu într-adevăr utilizez aceste expresii și rămân perplex atunci când nu sunt înțeles exact, și mă gândesc că anumite conflicte care pot apărea și din cauza asta, câteodată poate a necunoașterii exacte a limbii române. De exemplu, mai există și expresia idiomatică ca șaua pe vacă, care tot nu înseamnă nici vacă, nici altceva, înseamnă doar o situație nepotrivită sau un lucru nepotrivit pe un om. La fel cum vă spuneam și cum s-au supărat cei de la platforma, da? Așa cum am spus că este nepotrivită calitatea pe care și-a însușit-o liderul lor Năstase atunci când a încercat să negocieze cu partidele politice ca el să fie liderul lor național. Asta, de aici s-a pornit această inițiativă de-a mea de a le face niște observații celor de la platforma, da. Eu nu am pornit cu atacuri, așa cum zic ei, împotriva lor. Sau cum scrie cineva, și acum vă răspund și la o întrebare care nu la o întrebare, la mai multe întrebări. Eu și prima am să revin la chestiunea a doua, eu le-am amestecat un pic. Mai multă lume m-a întrebat de ce eu am publicat pe pagina mea de Facebook, de ce am publicat un material foarte denigrator la adresa mea, cu foarte multe porcării, nu numai inexactități, dar lucruri care s-au spus și altă dată. Acest articol, de fapt, în proporție de cred că de vreo 80%, este articolul scris de Constantin Tănase, Dumnezeu să-l ierte, în 2010, când eu îl atacasem pe Plahotniuc. Ca să vă amintesc acea perioadă, în luna august 2010, eu l-am atacat pe Plahotniuc foarte puternic. Deci el nu s-a așteptat, el era un anonim, el nu s-a așteptat la un atac atât de furibund. Toate planurile erau numai înainte. Eu am anticipat și i-am dărmat toate planurile lui. Cum? Le-am dărmat în măsura în care l-am scos la lumină. Am zis, eu n-am făcut nimic atunci altceva în 2010 decât să aprind lumina și să fugă toți ca tărăcani. I-am prins pe picior greșit. A fost un atac într-adevăr de toată splendoarea.
atunci Plahotniuc a folosit mai multă lume. Spre exemplu, la o conferință de presă de-a mea a venit unul Costiu, care acum are Partidul Democrației acasă, care m-a atacat pe nu știu care motiv, că era cineva cu mine care a făcut, și aveau eu un material la Publica TV, care l-au dat cu un lider de partid care își vindea partidul, care eu nu aveam nicio treabă. Pe urmă, și băiatul ăsta, Costiuc, venise cu niște fete angajate la Codru, la Plahotniuc. De unde, cum și așa mai departe. Mă pomnesc într-o bună zi că eu, făcând o conferință de presă împotriva lui Plahotniuc, la Publica apare unul Balacci, care este blogger și care acum e în slujba lui Plahotniuc, care apare la o conferință de presă paralel cu conferința mea de presă și povestește că eu aș fi făcut presiune asupra lui să-l determin să vină în echipa mea. Eu nu aveam echipă atunci, dar într-adevăr avusem o discuție cu el, căutam aliați. Avusem o discuție prin care i-am spus, și am mers la Publica TV într-o emisiune unde era și el, și îl întreb: dar care-i problema? Da, eu am stat de vorbă cu tine, care-i problema? Și sigur că n-avea ce spune, pentru că cum adică a făcut să-mi presiune? Tot atunci, în 2010, a ieșit un om de afaceri sau o femeie de afaceri, Eugenia Duca, care a spus că eu aș fi făcut trafic de influență asupra judecătorilor, asupra procurorilor, ca ea să fie închisă. Deci eu cred că doamna respectivă spera că Plahotniuc o ajută cu ceva într-un conflict civil cu o altă persoană. Deci atunci Ghimpu a despus chiar ca Procuratura Generală să uite unde a fost implicat Mocanu pe dosarul respectiv. N-a găsit absolut nimic. Știți de ce? Pentru că eu, într-adevăr, nu mă implicasem deloc în dosarul respectiv. Eu cunoșteam cazul, mulți colegi dintre ai mei scrisese multe scrisori, de la Proșca până la Vitalia Pavlicenko și alții s-au implicat în sprijinul ei și așa mai departe. Eu nu m-am implicat pe dosarul ăla. Dar am considerat la un moment dat și până acum consider că ceea ce s-a făcut în dosarul acela a fost primul făcut în multe alte dosare. Deci un conflict civil dintre doi agenți economici a fost transferat în dosar penal și ea a fost băgată pe nedrept la pușcărie. Și eu am spus-o și atunci și întotdeauna. Deci femeia asta a fost pusă pe altă parte a baricadei, deși n-avea de ce să se confrunte cu mine, dar a spus niște lucruri, că i-aș fi pus pistolul la cap nepotului ei, că am încercat să iau avere sau chiar i-am luat-o. Adică eu vă spun lucrurile astea fără nicio încercare de a mă justifica. Vă spun de ce am dat acel articol și acum încerc să vă explic. Acolo au fost puse și alte porcării legate de dosarul băieților mei, pentru care am luptat 6 ani de zile și acolo a fost și meritul meu în dosarul ăsta, că am reușit să înving în lupta pe care am avut-o cu Voronin, de fapt. Deci a fost și lupta mea, a fost și prinosul României și al lui Băsescu personal, care a avut încredere în faptul că copiii mei n-au făcut crima aia și i-a adăpostit teritoriul ambasadei României un an de zile. După asta, pe timpul acestor democrați, 6 ani de zile am luptat pentru dosarul ăsta. Dar meritul principal în dosarul ăla nu este nici măcar al meu, nici al lui Băsescu și nici al altcuiva. Meritul principal în dosarul acela este unui a avocatului Ion Dron, care a fost un avocat foarte bun și care este un avocat extrem de bun și care a avut dexteritatea și posibilitatea ca în acest dosar să obțină câștig de cauză pe unul dintre ficiorii mei, care a fost achitat încă la curtea de apel și la Curtea Supremă de Justiție cu o formulare, cred că absolut bizară, să fie întreruptă urmărirea penală împotriva lui Adrian. Bizară, într-adevăr bizară, și asta m-a mirat și pe mine, pentru că dar explicația mea pentru acest lucru este faptul că posibil că ei nu mai știau ce să facă cu dosarul ăsta, chiar nu mai știau. Și eu mă mândresc cu faptul că eu n-am cedat niciodată în lupta asta, nicăieri. Eu pe acești judecători i-am atacat pe tot parcursul dosarului meu. Numai eu știu ce am trăit în momentele în care procurorul ceruse 34 ani de privațiune de libertate pentru unul și al doilea ficior a meu și eu stăteam în sală, nu i-am dus nicăieri și am așteptat această sentință vreo 4 ore de vreme. Bun, acum sigur că se poate specula orice. Apropo de articolul ăsta pe care eu l-am publicat pe pagina mea de Facebook, încă nu v-am explicat de ce l-am publicat. V-am spus doar anumite chestiuni fără a mă justifica.
Este un moment extrem de amuzant în acest articol. Deci, autoarea acestui articol, o doamnă sau o domnișoară, nu știu, care nu cred că are vreo treabă cu articolul ăsta, la un moment dat este foarte preocupată de atacul pe care atacul pe care l-am potrivit eu exact pe ziua de naștere a lui Andrei Năstase. Bă, fraților, sunteți ridicoli. Sunteți extrem de ridicoli. Că păpușarul scrie, nu ea, altcineva scrie. Eu am să ajung acum, pentru a nu distruge unitatea, și acum o vorbesc cu ironie, desigur, pentru a nu distruge unitatea forțelor democratice și a nu dizbina aceste forțe, eu n-am să fac speculații asupra faptului cum a fost comandat acest articol, cum a apărut el, apropo, pe un site, cred că mai din zona lui Plahotniuc, nu mai știu exact. Eu chiar m-am amuz pe chestia asta, deci de preocuparea acestei doamne sau domnișoare, de faptul că eu, nemilosul de mine și perfidul de mine, am atacat platforma, da, chiar în ziua de naștere a lui Andrei Năstase. Fraților, eu am publicat acest articol pe pagina mea de Facebook nu pentru că eu aș fi masohist sau din faptul că pe mine ca om nu mă doare atunci când sunt atacat pe nedrept, ci din simplu motiv că persoanele publice, asta e prețul pe care îl plătesc persoanele publice pentru faptul că sunt persoane publice. Despre o persoană publică pot fi scrise legende, minciuni, aberații, tot ce vreți. Iar o persoană publică trebuie să le primească ca atare, pentru că este persoană publică. Eu nu sunt persoană particulară să mă apuc acum să mă victimizez, să plâng câtă durere am eu și ce coșmar, apropo, trăiesc eu pe dosarele intentate de Plahotniuc până acum, cu sentințe, cu multe altele și așa mai departe. Nu vreau să vă vorbesc despre lucrurile astea, că tot acolo pare straniu și tainic, așa cum mi se pare și lui Constantin Chianu. Îmi pare foarte rău să spun lucrul ăsta, care a spus direct, nici măcar nu cu aluzie, că eu aș fi fost vândut sau cumpărat de cineva. Ridicol și perfidă chestia asta. Dar eu vă zic, eu l-am publicat pentru că eu cred că atunci când despre o persoană publică se scrie ceva, eu n-am de ce să ascund. Eu, nu numai pentru că eu nu mă consider un om fricos, ci pentru că eu nu cred că tot ce aici s-a spus despre mine în spațiul ăsta, și care este și interpretabil, și cum vreți, eu nu cred că asta pot trage sub preș sau că pot ascunde. Eu pot sta în fața dumneavoastră cu toate greșelile pe care le-am făcut în viața asta, cu toate meritele pe care le am pentru lupta pe care am dat-o, fără să-mi pun blazoane în piept pentru asta. O să, poate la bătrâneță vreodată o să povestesc despre eroismele mele din viață. Acum eu sunt luptător, sunt un ostaș care lupt cu armele pe care le am la dispoziție. Tocmai din cauza asta este absolut necesar ca noi să lămurim în acest sens lucrurile. Stimați prieteni, așa cum v-am spus și în spotul publicitar, eu, Sergiu Muncanu, ca și cetățean a acestei țări, merg pe data de 6 septembrie în Piața Mare a Adunării Naționale. De a fi împreună cu lumea de acolo, de a vorbi cu lumea, de a încerca, fără să provoc absolut nimic, prin discuții cu oameni până atunci și în timpul adunării din 6 septembrie, dacă nu cumva, deci liderii platformei, da, renunță la această idee năstrușnică de a crea un partid politic, să încerc să zădărnicesc, pentru că această acțiune ar fi cea mai mare provocare din toate timpurile dacă platforma, da, pe data de 6 septembrie s-ar transforma într-un partid politic. De ce spun eu lucrul ăsta? Pentru că asta s-a întâmplat, dumneavoastră nu aveți de unde să știți, dar vă spun eu, asta a făcut Andrei Năstase după evenimentul din 7 iunie. S-a preocupat de adunarea partidelor extraparlamentare, de unirea lor împreună și a încercat prin oamenii lui să se plaseze ca și lider a unei formațiuni politice. Tocmai din cauza asta eu încerc să vă aduc la ideea lui Igor Boțan. Igor Boțan, care a spus din start că
platforma civică este o platformă civică. Igor Boțan, care sunt sigur că înțelege foarte exact că oamenii care se ocupă de politică trebuie să se ocupe de politică, iar oamenii care vor să se ocupe de alegători trebuie să se ocupe de pregătirea acestor alegători pentru alegeri ca ei să voteze conștient. Această misiune și-a declarat-o Boțan și oamenii de pe lângă el în principiu au confirmat că se ocupă de asta. Acum dumneavoastră când mă întrebați atât de insistent, domnul Mocanu, dar de ce dumneavoastră considerați că nu poate apărea o forță politică în piață? Poate apărea o forță politică în piață. Și eu aș adera la forța asta politică, dar nu acum, oameni buni. Noi acum avem de îndeplinit o sarcină foarte și foarte complicată. Să-i înlăturăm pe ăștia de la putere. Ori de la putere cineva este înlăturat fie prin alegeri democratice, fie printr-o răsturnare, printr-o revoluție pe care și-o asumă cineva. Eu când vă spun și când dumneavoastră ziceți că eu îi atac pe dânșii, eu vă spun că o revoluție pe data de 6 septembrie nu se poate pregăti prin statul pe plajă, prin plecatul în concedii pe o lună de zile. O chestiune atât de serioasă are la bază o forfotă enormă, are la bază o activitate din care oamenii scot energii pentru o asemenea manifestare. Și tocmai din cauza asta, data trecută în cadrul emisiunii mele, v-am spus foarte exact, oameni buni, pentru ca 6 septembrie să arate cumva această adunare, chiar dacă s-a trăgănat atât de mult, este bine ca platforma civică să vină cu o agendă clară, adică lumea să știe la ce vine, pentru că metaforele genul nu mai plecăm acasă nu sunt bune. Încercarea asta de a spune că, domnule, noi pregătim o manifestare pașnică, dar acolo cum o ieși, sperând că acolo vor apărea suficient provocatori ca să răstoarne situația, nu merge treaba asta. Iar lumea, eu stau de vorbă, eu luna asta de zile sunt la birou, sunt între oameni, vorbesc cu oamenii, deci lumea nu prea mai este dispusă să-și cheltuie ultimii bănuți pentru a veni la Chișinău, ce să facă? Să audă cuvântări? Nici asta nu merge. Adică noi pentru data de 6 septembrie avem o mare problemă. Deci fie că lumea vine puțină, pentru că vremea asta a fost irosită, fie că vine și rămâne dezamăgită. Dar mai este o situație mult mai periculoasă, că până a rezolva o situație prin care această guvernare să fie determinată, până la alte alegeri parlamentare anticipate, că nu putem pleca în parlamentare acum dacă nu avem mecanisme de dezbateri electorale și de scoaterea instituțiilor electorale și audiovizual din mâinile lui Plahotniuc. Nu putem pleca, pentru că în celelalte alegeri tot Plahotniuc câștigă alegerile. Aici e marea problemă, că tot Plahotniuc poate să câștige alegerile. Dacă eu nu am dreptate, haideți să dezbatem lucrul ăsta, haideți să dezbatem lucrul ăsta. Poate eu nu am dreptate, poate este valabilă versiunea pe care o spun mulți, că Mocanu, mai este o versiune în afară de vândutul Mocanu, că Mocanu face chestia asta din orgoliu, pentru că Mocanu s-a pomenit în afară, platforma da, eu ia înainte. Stimați prieteni, și acum am să o spun iarăși cu ironie. Eu poate ar trebui să-l invidiez pe un Andrei Năstase, care s-a autoproclamat liderul acestei formațiuni și a făcut un grup de reacție, care este altceva decât cei 15 care au creat platforma civică. O platformă civică, oameni buni, trebuia să fie deschisă pentru toată lumea. Acum în platforma civică trebuiau să fie nu zeci, sute de oameni care s-ar fi identificat cu luări de decizii în platforma civică. Asta înseamnă o mișcare civică, dar nu închiderea ușii după 15 oameni. Acești 15 oameni delegează un grup de reacție care începe a vorbi, domnule, dar noi punem pe făgaș profesionist activitatea noastră. Demagogie, dacă nu cumva este o provocare chestia asta. Eu încerc prin ce le spun acum. O spun și dur, o spun și cu ironie, și cum vreți. Am înțeles că îi supără foarte tare, o spun și de ziua lor de naștere, și în zile de lucru, și în zile de odihnă. Și nu consider că,
că eu trebuie să fiu mai atent cu ei, pentru că politica nu este o plimbare, așa cum v-am spus, la o aer liber, nu este o promenadă. Politica este bătaie. Și tocmai din această cauză am și publicat articolul acela porcos despre mine și neadevărat. L-am publicat ca să vă demonstrez că eu îmi asum și loviturile care vin împotriva mea, dureroase, cum sunt, dar mi le asum și acestea, pentru că eu nu consider că altfel trebuie să fie. Plus, haideți să vă mai spun ceva. Cum aș putea eu să le ameninț lor bunul mers al lucrurilor dacă eu nu am posibilități de exprimare? Dumneavoastră credeți că vreo 4.000 de oameni care vă adun eu la această cameră și care stăm de vorbă în fiecare miercuri, credeți că este suficient să schimbăm percepția publică a câtorva zeci de mii de oameni? Majoritatea oamenilor care vin în piață n-au treabă nici cu mine, nici cu ei. Majoritatea au treabă cu cei ce văd la ecranul televizorului. Ori ei au deci mă refer acum la platforma, da? Are o sursă mediatică atât de puternică cum este Jurnal TV. Are o sursă mediatică cum este Jurnal TV, care este un tun în comparație cu praștia mea de emisiune. Eu însă fac tot ce îmi stă în puteri ca să zădărnicesc un derapaj antidemocratic, antisocietate civilă a unor oameni care ar dori să facă partid politic. Nu vor să facă partid politic. Nu vor face în 6 septembrie partid politic. Eu am să fiu bucuros și nici măcar nu să-mi asum laurii că eu am reușit să zădărnicesc această inițiativă. O trecem așa, adică o trecem și eu sunt deschis să discut cu ei, cu altcineva decât cu Năstase. Pentru că eu v-am spus de ce. Eu am trecut această experiență cu intrigi, cu tot felul de aburieli, cu tot felul. Nu vreau. Adică pot să discut cu fiecare dintre ei, cu atât mai mult că am înțeles că sunt și alți lideri acolo și mergem mai departe și construim lucrurile cum trebuie. V-am spus, eu, Sergiu Mocanu și colegii mei de la Mișcarea Populară Antimafie, mergem așa cum am mers și pe 3 mai, și pe 7 mai, și pe 7 iunie, fără să ne rupem la tribună, fără steaguri de partid, fără să ne afirmăm noi ca formațiune politică, mergem ca cetățeni a acestei țări să protestăm împotriva unei guvernări criminale, să protestăm de data asta unei coaliții la fel de monstruoase cum a fost coaliția PD, PLDM, PCRM, la o coaliție la fel de monstruoasă cum este coaliția PD, PLDM, PL la ora actuală. La fel de monstruoasă. Simțul meu este că Plahotniuc vrea să-l facă pe Ghimpu președinte. Chiar dacă presupun că Plahotniuc nu scapă din vizor ideea de a deveni chiar el președinte. Eu cred că cea mai bună soluție pentru Plahotniuc este pasagerii Filat și Ghimpu. El în această formulă se simte cel mai bine, cel mai bine. Trebuie să vă răspund la întrebări, că mă tem că nu o să mai am să vă spun ceva, dar poate în momentul în care da, îmi spun colegii mei că au fost niște probleme cu imaginea. În fine, sper că a ajuns mesajul meu, poate în reluare o să fie mai bine. Așa, bună seara, domnule Mocanu. Dacă mergem la protest și cei din platforma DA anunță formarea unui partid politic, bloc electoral și spun lista de viitori deputați și supun lista de viitori deputați votului mulțimii, ce facem? Această propunere nu vine de la dumneavoastră, cel care mă întrebați. Dumneavoastră cred că ați auzit-o de la Țăranu, ideologul lui Filat și cel care v-am spus că a reapărut la Jurnal și care a spus în repetate rânduri că el vede că în Piața Mare a Adunării Naționale să face o listă națională cu viitori deputați și mai departe. O asemenea acțiune va fi una penibilă, va fi una contraproductivă. Este adevărat că lumea ar putea să o aclameze, pentru că lumea noastră când se duce la nuntă chiuie. Deci asta e efectul mulțimii. Dar asta nu înseamnă că chestia asta va avea un efect pozitiv sau că este o inițiativă benefică pentru Republica Moldova. Partidele politice se creează în săli, la congrese democratice, unde se dezbat idei, unde se pun programe, unde pe parcursul anilor se creează echipe de oameni cu oameni devotați unei cauze, se formează o politică de cadre și așa mai departe.
Eu am auzit de la foarte multă lume că i-am dezamăgit atunci când am atacat platforma. Da, eu vreau să vă spun că eu am dezamăgit și colegi din Mișcarea Populară Antimafie, de exemplu, la alegerile parlamentare din vara anului trecut, când am insistat ca lista electorală a Mișcării Populare Antimafie să fie un pic altfel decât așa cum au văzut unii colegi de-ai mei, și când s-au văzut în a doua parte a listei sau s-au văzut mai departe decât primele 10 locuri, s-au dezamăgit în mine și mi-au spus lucrul ăsta, că au mare dezamăgire din ceea ce facem, dar n-ai încotro. Deci asta e situația. Eu cred că vor greși foarte mult dacă vor face lucrul ăsta. Eu nu știu care va fi reacția mea în piață. Eu încerc până atunci să zădărnicesc cu asemenea diversiune și voi încerca și acolo în piață, fără să mă confrunt cu lumea. Nu am de gând să zădărnicesc meeting-ul lor, Doamne ferește. Ba mai mult decât atât, eu merg în piață să strig jos mafia, nu jos platforma, da. Doamne ferește, că nu merg la meeting-ul lor să strig jos Năstase, mai mult că nici nu-i sus măcar. Nici nu știu dacă lumea care vine la meeting-ul acela știe foarte exact cine vorbește de la tribună. Cel puțin așa a fost de două ori. Deci noi mergem în 6 septembrie să spunem jos mafia de la guvernare, să consolidăm prin acțiunile noastre spiritul protestatar, să ajutăm societatea civilă să se consolideze, ca societatea civilă să ne ajute pe noi, partidele politice, să în alegeri să avem platforme de dezbatere și să reușim și noi. Domnule Mocanu, mă tem că la meeting veți fi atacat de la tribună de către cei din platforma, da. Eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta, tare sper să nu se întâmple. Sau Chianu și Durbală fac o oră de rasă în care va prezenta drept trădător, sluga bandiților. Cum procedăm în așa caz? Noi cei de la Antimafie, ce vom fi acolo? Noi vom fi cei de la Antimafie. Noi vom fi ostașii curajoși care putem înfrunta blamări de tot felul, pentru că noi avem în spatele nostru adevărul, nu în ultimă instanță. Noi avem o cauză, noi avem un adevăr pentru care luptăm și vă asigur, stimații mei colegi, că cred că mi-a pus întrebarea un coleg de la Antimafie. Stimații mei colegi, eu cred că adevărul întotdeauna iese la suprafață. Credeți-mă, vă rog, pentru cei care ați avut un moment de derută în momentul în care i-am atacat. Era mai rău dacă nu-i atacam pe cei de la platforma, da. Pentru că acum a fost înregistrat doar un caz în care Chianu m-a atacat. Eu sper ca ei să nu prelungească această acțiune active împotriva antimafiei. Deși pasivii de la bun început au acționat împotriva Mișcării Populare Antimafiei. Deci totul ce s-a făcut, totul ce au făcut câțiva intriganți acolo a fost ca de la antimafie spre ea numai mesajul, iar noi să fim înlăturați într-o parte. Da, eu acum am să vă recunosc, probabil că eu nu știu lucrul ăsta, pentru că așa cum început să vă spun, unii spun că probabil că Mocanu pur și simplu este foarte orgolios și teme că este eu mesajul și mai departe. Probabil că este și așa, adică pentru că noi suntem firi subiective. Probabil că mie nu-mi convine și lucrul ăsta, dar asta este absolut firesc. Eu nu vreau și vă asigur că orice formulă politică, fără mesajul nostru, fără noi care am luptat până acum, va fi văduvit de către ceva. Noi doar nu i-am atacat pentru faptul că nu îi vrem pe scena politică. Noi vrem pe mulți dintre ei pe scena politică, dar în altă conjunctură, într-o conjunctură politică, acum, ca și spirit protestatar, ne ducem noi să sprijinim mișcarea protestatară, așa cum v-am spus, ca urmând pe urmă să facem formațiuni politice și să încercăm să preluăm puterea. Dar așa cum spun ei acum, că noi vara asta am mers și am constatat că partidele politice nu își pot asuma actul guvernării. Bă, fraților, chiar sunteți ridicoli, chiar sunteți ridicoli. Bună seara, domnule Mocanu. Dumneavoastră nu credeți că Plahotniuc va încerca să folosească contradicțiile dintre antimafie și platformă și va trimite oameni pe 6 septembrie? El deja a încercat să facă lucrul ăsta. El deja a trimis oameni și atunci când nu erau conflicte vizibile dintre antimafie și platformă, da, oameni și se ocupă de diversiuni întotdeauna. Și va trimite oameni pe 6 septembrie în piață ca să organizeze provocări. Iar poliția va sta cu minte că lucrurile se lasă de sub control, pentru că apoi să fie învinuiți, discreditați și liderii platformei DASH și antimafie, ucigând doi iepuri deodată.
E posibil, orice este posibil atunci când se adună niște oameni. Orice scenariu este posibil. Dar asta nu mă poate face pe mine să nu spun lucrurilor pe față. Pentru că, stimații mei prieteni, de 24 de ani sau chiar mai mult, de atunci de când s-a apărut primele celule de rezistență împotriva puterii sovietice, mă refer după perestroica lui Gorbaciov, întotdeauna aici formulele politice și echipele politice s-au creat defectuos. Aici lumea a mers de la dragoste și încântare totală pentru o echipă politică până la a nu se suferi unui pe alții și a se învinui de trădare întotdeauna. Iată, eu chestia asta am provocat-o un pic mai înainte, pentru că eu consider că echipe se pot crea nu din dragoste între oameni și nu din interese meschine. Se pot crea pe baza unei cauze. Unei cauze pe care o slujim toți, adică nu ne uităm unii în ochii altuia, dar ne uităm toți în aceeași direcție și încercăm prin concurență liberă, prin capacitățile noastre a fiecăruia, nu prin a ne fofila, nu prin a promova interese străine și așa mai departe. Deci numai așa, și eu nu pot să nu spun adevărurile. Chiar dacă există pericole despre care vorbiți dumneavoastră. Dar mai bine să mai adunăm încă o dată, așa cum a adunat Filat o echipă, și după asta să se împrăștie tot și să nu se mai înțeleagă nimic și ăștia să activeze în interese de clan și de grup. Stimații mei prieteni, revoluția pe care o pregătim acum împotriva clanurilor mafiotice, revoluția europeană, de aia și spun că noi nu putem merge în piață cu alte viziuni decât viziuni pro-europene. Eu la un moment dat am spus: domnule, mai lăsăm din am să vă spun o chestie. Deci eu la un moment dat am spus în spațiu public un lucru care mi s-a părut la un moment dat că și ăsta a fost interpretat greșit de unii lideri politici de pe stânga și de în altă parte. Eu am spus la un moment dat: oameni buni, cei de stânga, eu sunt gata să mai temperez sentimentele mele anti-Putin, dar mai lăsați și dumneavoastră sentimentele noastre anti-europene, pentru că trebuie să-i dăm jos pe bandiții ăștia de la guvernare, pe Plahotniuc și pe toată coaliția asta. Eu când am spus lucrul ăsta, m-am referit doar la faptul că confruntarea geopolitică ar putea să schimbe planul confruntării între oameni și mafia din Republica Moldova. Numai la asta m-am referit. Eu n-am avut în vedere că ajung sub steagurile lui Che Guevara cu Petrenco la manifestări pe care el le face împotriva lui Plahotniuc, ca pe urmă să fiu învinuit că n-am mers să fac proteste pentru tarife la gaz și apă și așa mai departe, care sunt un lucru important, dar care nu sunt câmpul de bătălie acum. Nu știu cum să mă înțelege. Trebuie să trec să mă grăbesc un pic, pentru că mă uit că am puțin timp. Domnule Mucanu, în zilele acestea se fac multe publicitate, precum că în Orhei lui Șor, pe zi ce trece, lucrurile se schimbă înspre bine. Cum credeți? Se va încerca de a-l promova pe Șor drept deputat în Parlament pe viitor? Sunt sigur de chestia asta. Cu atât mai mult că am auzit de unăs că unul dintre consilierii lui Șor este chiar Iuri Roșca, Midrigan 1, care l-ați văzut în spațiu public și parcă era și el prin opoziție, ajungea pe la Chirtoacă, nu știu pe unde, și cu Iuri Roșca sunt la ora actuală consilierii lui Șor. Pentru ce ar trebui consiliere politică lui Șor, consiliere de-a lui Roșca, de intrigi, perfidie și nu știu ce? În mod sigur cred că vrea să ajungă deputat. Iar PR-ul ăsta care îi se face cu ceea ce se întâmplă la Orhei, eu cred că îl pregătesc pentru politică, sunt sigur de chestia asta. Ba mai mult ca atât, Ilan Șor, știți că este prietenul lui Leancă. Ilan Șor este în relații bune cu Filat. Adică lucrurile pot ajunge într-o zonă foarte absurdă și chestia asta cu Șor, care a furat de la toată Republica Moldova, dar acum le dă orheienilor un parc și nu știu ce,
e o chestie extrem de perfidă care poate contorsiona foarte mult psihologia socială. Dar eu am să mă refer în cadrul emisiunii astea, dacă reușesc, dar cred că mai degrabă într-o altă emisiune, cum ne vedem noi misiunea pentru vremurile. Să știți, eu v-am spus încă o dată, v-am spus și altă dată, nimic nu va mai fi la fel atunci când noi vom reuși, dar vom reuși. Să vedeți cum multe lucruri pe care le vorbim acum și pe care, și care ni se par obstacole insurmontabile, să vedeți într-o bună zi cum se întâmplă miracolul, că se duc toți și adevărul iese la iveală. Și toate îndoielile noastre se spar ca bășicile de săpun și multe alte lucruri. Nu ține foarte mult tot colosul ăsta pus pe minciună. Chiar dacă îl consiliază Roșca pe Șor și îl vrea și îl vor acum cineva, anumite cercuri, îl văd deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Dar vă amintesc, stimații mei prieteni, că deocamdată nu se pune de alegeri. Deocamdată trebuie să ne gândim cum îi dăm jos și îi putem da jos cu o mișcare protestatară nepolitică. Și tocmai din cauza asta eu mă duc ca cetățean în piața Marea Adunării Naționale să lupt cu mijloacele pe care le avem de spirit protestatar, nu cu interes politic, nu cu interesul politic așa cum îl vede lumea, declarat sau nedeclarat. Dar eu, în orice formulă politică, vreau ca mișcarea politică antimafie să fie, pentru că mișcarea politică antimafie are o istorie, are în spatele ei și perioade în care s-au adunat tot felul de interese pe care noi le-am respins și așa mai departe. Eu sper că și o parte din cei din platforma civică sunt oameni recuperabili sub aspect politic sau civic sau cum vreți dumneavoastră. Și în acest sens, v-am spus și altă dată și am spus-o cu orice ocazie și am plasat astăzi un clipuleț din ceea ce declară Boțan. Boțan, cu care în mod sigur cred că nu împărtășim aceleași viziuni de viață. Nu știu, cred că nu le împărtășim, pentru că eu e mai complicat. Dar Boțan are cea mai bună poziție în platforma civică. Eu tare sper ca Boțan să nu cedeze în poziția lui. Să pună piciorul în prag și să spună: bă, fraților, nu ne faceți de râs. Pentru că nici figura asta n-ar merge pe care încearcă ei acum să o insufle, cred că lui Boțan și altora. Dom'le, platforma civică rămâne platforma civică, iar platforma civică face transfer de imagine către o formațiune politică în frunte cu Năstase. Platforma civică încă nu are această imagine foarte bine conturată, nici ca să facă transfer de imagine către un lider național care este atacat de ziua lui de naștere în mod perfid de către Mocanu și altă dată de Voronin. Doamne. Deci nu are încă lucrul ăsta. Noi încă avem de muncit în stradă. Ba mai mult decât atât, eu cred până acum că platforma civică își poate asuma. Hai, uitați de propunerile mele, faceți-le a dumneavoastră, dar cereți și o să vă sprijine partenerii noștri europeni. Comisia Electorală Centrală, audiovizualul, haideți să facem de Moldova 1 o platformă de dezbateri și vă asigur că pe o platformă de dezbateri cum este Moldova 1 reușim să învingem gruparea criminală a lui Plahotniuc, care în alte alegeri, cu toate mijloacele financiare și mediatice, câștigă iarăși din nou, așa cum a câștigat în 30 noiembrie. Bună seara, domnule Mocanu. Nu înțeleg de ce sunteți atât de sceptic în privința proiectului USATEI. Credeți că oamenii noștri, văzând că în Bălți lucrurile vor merge cât spre bine, comparativ cu alte localități, nu îi vor mai vota partidul la parlamentare? Eu nu sunt sceptic. Ba mai mult decât atât, eu cred că USATEI chiar este un personaj politic atractiv, chiar în raport cu Dodon sau cu alții. Eu am însă îndoiele în faptul că USATEI la Bălți va putea să demonstreze altceva decât Stas Mihailov, pe care am înțeles că l-a duce la un concert la Bălți. Eu sunt dator ca să încerc prin orice metodă să-l decredibilizez pe USATEI, pentru că, din păcate, USATEI reprezintă
un orizont de așteptare pentru o populație ca a noastră. Deci, ba mai mult decât atât, există moldoveni care se identifică cu usatei, care se văd la fel de usatei, ca și usatei. Ba mai mult decât atât, eu care m-ați auzit cum am vorbit despre platforma, da, eu n-am negat faptul că un Andrei Năstase, iarăși mă iau de el, dar am motive, poate fi mai atractiv ca mine, pentru că a fost filat așa. Eu vă spuneam că noi la Mișcarea Populară Antimafie ne-am străduit întotdeauna să facem o pârtie proprie. Noi nu ne-am mulat pe dispoziția moldovenilor. Asta ne-am pus ca scop. Noi considerăm că Mișcarea Populară Antimafie trebuie, sau altă grupare politică mai largă decât Antimafie, trebuie să-și asume rolul de a schimba mentalități în Republica Moldova, pentru că dacă ne mulăm pe fiecare dată pe mentalitățile existente, rămânem acolo unde suntem acum, într-o baltă de mentalitate de asta conglomerat de că nu cumva credeți dumneavoastră că Gimpu, prin felul cum se manifestă el, este atractiv pentru europeni, dar Gimpu, vă asigur eu, mentalitatea lui rudimentară sovietică, chiar dacă caută dosare prin arhivele Ministerului de Interne, chiar dacă spune împotriva unui sovietice. Mentalitatea lui, uitați-vă că e comunistă, oameni buni. De aia eu spun că noi nu ne putem integra rusește în Europa. Noi ne putem integra numai cu mentalități modificate. Și noi asta încercăm să facem. Din cauza asta ne comportăm ca chirurgii, ca traumatologii care rupem oase strâmbe și încercăm să le punem drept. Oricât de mult timp ne va costa lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun că noi avem deja, eu mă bucur pentru un auditoriu de 4.000 de oameni care privește emisiunea mea. Și credeți-mă că asta la mesajul ăsta pe care îl spun eu de 4 ani de zile nu e un lucru simplu. Pentru că lumea vede lucrurile numai în alb și negru. Dar eu sper că prin ceea ce vă spun reușim să modificăm câte ceva. Bună seara, domnule Mocanu. Asta am răspuns totul, da? Așa. Bună seara, domnule Mocanu. Totuși, ce interese stau în spatele mișcării protestatare? Este aceasta o simplă reglare de conturi dintre Țopa și Plahotniuc, prin care Țopa dorește să-și recupereze averile folosind protestatarii? Eu am dreptul să cred așa. Pentru că eu v-am spus dumneavoastră și altă dată. Întotdeauna, acolo unde sunt mulți bani, există și alte mentalități. Eu n-aș vrea să fie așa, pentru că Țopa, atunci, în momentul în care, în 2010, a fost confruntarea puternică cu Plahotniuc, cel puțin către Mișcarea Populară Antimafie a dat semnale pozitive, a spus: eu nu mă implic. Eu vreau ca Republica Moldova să fie altfel, de aia sprijin cu Jurnal TV și așa mai departe. Eu până acum consider că Jurnal TV a jucat un rol pozitiv promovând Mișcarea Populară Antimafie și a jucat un rol negativ atunci când a rupt mișcarea asta, promovând PLR-ul. Acum când după ce, asta vă spuneam, după ce n-am acceptat să mergem într-o horă cu Filat. Deci eu bănuiesc că totul ce se face, se face pentru a nu se schimba paradigma economică. Și v-am spus lucrul ăsta. Noi nu putem să spunem, și eu asta mă tem că se întâmplă în spate, că, domnule, o facem mâine integrare europeană, dar astăzi trebuie să mai rezolvăm niște probleme. Aici e marea problemă. Trebuie să-l belim cumva pe Plahotniuc, poate întoarcem ceva înapoi și mâine facem integrare europeană. Eu asta bănuiesc că se întâmplă. De aia și mă vedeți atât de antrenat în ceea ce fac. Domnule Mocanu, dacă Plahotniuc devine președintele țării, înseamnă acesta eșecul mișcării antimafie? Ei, lăsați chestia asta. Cum înseamnă asta eșecul mișcării populare antimafie? În primul rând că Plahotniuc nu o să ajungă președintele Republicii Moldova. Eu cred că Plahotniuc vrea să-l facă pe Gimpu președintele Republicii Moldova. Și va mai mult decât atât. Cred că dacă Plahotniuc își propune candidatura pentru președintele Republicii Moldova, eu sper că atunci lumea chiar sare în sus. Chiar sare în sus și iese în stradă chemată sau nechemată de către platforma DA. Bună seara!
Cum credeți, de ce a trecut Boțan de la Plahotniuc la platforma DA? Nu știu. Eu nu știu. Eu nici nu știu dacă Boțan a fost direct la Plahotniuc. Eu știu că Boțan a sprijinit, fiind la Publica TV, într-un fel anume, împotriva antimafiei, atunci a sprijinit cumva pe Plahotniuc. Asta o țin minte și o țineți minte și dumneavoastră. Acum nu știu care ar fi motivul. Eu văd însă rolul pozitiv al lui Boțan în platforma DA, cel puțin pentru acest moment. Iar depășesc timpul, dar o să trebuiască să vă răspund la toate întrebările. Domnule Mocanu, cum credeți între problema dintre Victor Țopa și Plahotniuc? Ține doar de bani și proprietăți sau e o chestie de ambiție nesănătoasă din partea ambelor? Eu cred că este vorba de proprietățile pe care Plahotniuc, având o poziție mai bună, le-a luat de la Victor și Viorel Țopa. Și asta am spus întotdeauna. Deci Victor și Viorel Țopa au fost martori într-un proces public împotriva lui Plahotniuc. Alta e problema că eu am dorit din toată treaba asta ca această luptă să ajungă la scară națională și să se transforme, și în mare parte a reușit lucrul ăsta. Adică faptul că Victor Țopa a dat mână liberă jurnalului și jurnalul într-adevăr are un rol pozitiv în societatea moldovenească, că lovind în Plahotniuc are și acest merit de a educa populația din Republica Moldova, și eu lucrul ăsta îl recunosc. Însă noi nu ne putem angaja, așa cum am spus și în emisiunea trecută, nu putem să ne angajăm în împărțiri și reîmpărțiri de averii. Asta se poate întâmpla fără noi, în altă parte, într-o societate cu o justiție independentă, acolo lucrurile se lămuresc. Noi acum avem de scos Republica Moldova din mâinile criminalului Plahotniuc. Pentru că, așa sau altfel, nu Țopa deține la ora actuală averile din Republica Moldova. Le deține Plahotniuc și aici chiar coincid interesele noastre. Eu nu spun că platforma DA trebuiește înlăturat sau nu știu ce. Eu merg să sprijin acțiunile platformei DA, mai ales că interesele noastre coincid. Eu nu vreau însă ca lucrurile astea să degradeze iarăși așa cum au degradat de câteva ori. Domnule Mocanu, astăzi a avut loc aniversarea 25 de la proclamarea Găgăuziei drept republică. Cum comentați? Nu comentez, că nu avem timp, dacă vreți, revenim. Ați spus că Plahotniuc nu va merge în brațele Moscovei, dar cum rămâne cu Platon și influența lui asupra serviciilor secrete din Rusia? Asta da, numai că nu văd legătură. Eu despre Platon v-am vorbit și Platon acum tot este într-o anumită formulă aici. Mă gândesc că chiar poate să ajungă la confruntare cu Plahotniuc și mă gândesc că pe lângă Moscova Platon este mai bine plasat decât Plahotniuc. Noastră întrebare, nu știu cum o puneți, că nu e clară. Ați spus că Plahotniuc nu va merge în brațele Moscovei. Eu nu așa m-am exprimat. Eu am spus că s-ar putea ca Moscova să nu fie interesat să-l ia în brațe Plahotniuc, ceea ce sunt totuși lucruri diferite. Și nici Plahotniuc la un moment dat nu se va regăsi acolo. Plahotniuc are interes de ghimpul șfilat la ora actuală. Chiar dacă și are interes cu ăștia, pentru că el va putea, cred că, încămima o anumită reformă și integrare europeană. Lui mai bine îi stă chiar criticat să mimeze în continuare integrarea europeană. Mă grăbesc, dar n-am încotro, pentru că și așa dat trecut am depășit mult timpul. Domnule Mocanu, cum considerați, pe 6 septembrie oamenii vor rămâne în stradă sau iarăși vor sta câteva ore și vor pleca acasă? Nu știu, dar pentru eu cred că pentru ca oamenii să fi rămas în stradă, eu nu știu chestia asta. Haideți să vedem, mai sunt 2 săptămâni de zile, să vedem ce spirit va exista atunci când lumea se întoarce din vacanță. Dar eu cred că pentru ca oamenii să rămână în stradă este nevoie de un pic alt spirit. Și nu atâta pregătire tehnică, corturi, nu știu ce. Este nevoie de un pic alt fel de spirit. Eu cred că era nevoie ca perioada asta de vreo lună, două, cât a fost, să fi fost un spirit combativ, știu eu, mânat și spus la posturi de televiziune, cel puțin la Jurnal TV, să fi fost o anumită pregătire. Mie mi se pare că
Dar mai vedem. În orice caz, până la 6 septembrie eu mai am încă două emisiuni. Eu în cadrul acelor emisiuni o să revin și la evenimentele despre care v-am vorbit astăzi, că am mers cam în pas galopant, îmi pare foarte rău, dar mai avem încă două emisiuni în care eu am să vă spun în continuare că eu merg în 6 septembrie în stradă, eu am să chem lumea să meargă alături de mine în stradă, o să încercăm să zădărnicim planurile lui Plahotniuc de a face diversiuni, dar nu numai Plahotniuc o să se ocupe de diversiuni și tot așa. Nu vă temeți, ceată mică, adevărul întotdeauna reușește. Eu vă doresc o seară bună și ne auzim la emisiunea de data viitoare, de miercurea viitoare, la 8:30, la 20:30, așa cum o fac în fiecare miercuri.